Bun găsit! Sunt profesor Mandița Baias de la Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir și astăzi vă voi prezenta următorul tutorial. Cum să facem diplome personalizate pentru școala noastră? Pentru început, voi deschide un document Word simplu. Pun pe acest document un atent, acela care mă interesează. Dacă este sub atentul ministerului, se adaugă ministerul, se adaugă inspectoratul, depinde. Voi scrie textul pe care vreau să-l regăsesc pe diplomă, și anume, diploma se acordă elevului, nu am să scriu numele, din clasă, nu știu ce clasă, sau nu știu deocamdată, de la, aici va urma să fie școala, pentru participarea la Olimpiada Națională de Fizică, etapa județeană, 19 martie 2023. Aici, inspector școlar, cine organizează Olimpiada, și directorul școlii, gazdă. L-am salvat în calculator, îl voi adăuga pe acest deasupra textului dinainte pregătit. Și o să vedeți. Deci am adăugat acest chenar și am în interior textul pregătit mai înainte. Voi scrie și numărul de înregistrare pentru diplomă. Aici, în partea de jos, și o să fac asta din header and footer, pe care le editez din acest loc. Și acum vreau să introduc datele dintr-o listă gata pregătită. Așa nume, am lista cu elevii care se prezintă la Olimpiada Națională de Fizică la etapa județeană. Organizată această listă în felul următor. Numele, prenumele elevului, clasa, școala. Pentru participarea la Olimpiadă o să vedem noi ce date mai trebuie introduse, dar deocamdată atât. Numele, prenumele, clasa și școala. Și voi introduce aceste date dintr-o listă existentă în calculatorul meu. Și anume, am aici listă cu elevii cu coduri, așa am notat-o eu în calculator. Accesez această listă. Lista mea este în felul... O să vedeți. Și acum va trebui să inserez aceste date pe care eu le solicit. Nume, clasă, școală. Formatul documentului va trebui să fie, în cazul meu, format CSV. Așa este calculatorul meu, dar pe calculatoarele obișnuite merge un Excel obișnuit. Și accesez acest recipient în care eu regăsesc numele, prenumele elevului, clasa, școala de proveniență. Atenție! Tabelul cu elevii va trebui să aibă primul rând format din aceasta. Nume, clasa, școala, localitatea eventual, profesorul și alte date pe care vreau să le introduc. Așadar, primul rând din acel tabel trebuie să conțină aceste date. Și acum să introducem. Voi reveni puțin la datele pe care trebuie să le introduc. Și anume, se acordă elevului. Pun cursorul aici după elevului, la spațiul necesar și dau click pe numele și prenumele. Apoi, din clasa A, pun aici cursorul, exact unde aș vrea să apară clasa elevului și dau click pe clasa. Apoi, la profesorul pregătitor, dau click aici pe numele profesorului pregătitor și
va apărea numele profesorului pentru participarea la Olimpiada Națională de Fizică și așa mai departe. O să vedem cum se inserează aceste date. Se acordă elevului numele prenumele din clasă și mi-apare clasa. De la școala de proveniență, din localitatea, profesorul pregătitor este, apare aici profesorul pregătitor, adică numele, pentru participare textul diplomei mai departe. Și sunt întrebată dacă editez individual aceste diplome sau toate deodată. Eu am să dau să le editez individual, dar asta nu înseamnă că voi scrie individual fiecare diplomă, ci mi se vor crea diplomele, dar dacă aș vrea să editez o diplomă, nu se vor edita toate. Și voi da să editez diplomele așadar. Și mi-apare prima diplomă. Se acordă elevului Ionescu Adriana Maria. Aici am o greșeală. Elevului Ionescu. De fapt, am schimbat eu prenumele. Era un băiat din clasa a șasea, de la școala gimnazială Octavian Goga din Baia Mare și așa mai departe. Se acordă elevului Andone Maria sau elevei Andone Maria și o altă diplomă pe care am obținut-o, Bias Ana Maria și așa mai departe. Aceste nume sunt fictive. Le-am ales întâmplător pentru a crea trei diplome am creat. Eu pot să merg de la 1 până la câți participanți am. Tot tabelul se va derula și vă obține atâtea diplome. Este foarte important să fim atenți la redactarea modelului de diplomă, la crearea tuturor spațiilor, la introducerea tuturor datelor înainte de a da ca diplomele să se creeze. Eu mulțumesc pentru atenție și vă urez succes în crearea de diplome personalizate pentru diferite evenimente ale școlii.